Gata. Bună ziua, dragilor și bun găsit la întâlnirea Pro Forma. Pornim la Casa Andreea. Miruna a așteptat în răbdătoare să începem și pentru clasa A, treia. Miruna, ai pregătit niște probleme, bădesc. Da, nouă. Nouă. Oala, pornim repede. Cu care e problema? Problema văd 3164. Așa. Deci, din gazeta matematică, uitați-vă, dragilor. Cercuite. Problemele ce este cercuite. Să o și scriem, da? V3, 164. Dar să vezi cum fac eu acum. Că eu nu știu că o fac. Tu știi bine că nu știu. Nu, acum citesc eu, da? 10 copii culeg câte 12 narcise. Atenție, 10 copii culeg câte 12 narcise. Asta înseamnă 10 ori 12. Perfect. Fii atent cum spun. 10 copii culeg câte 12. Adică fiecare culege câte 12. Bun. Oferă 10 buchete, a câte 7 narcise. Deci din câte o culese ei, fac 10 buchete, a câte 7 narcise. Pot împărți narcisele rămase în mod egal? Asta e problema. Deci, și 10 copii culeg câte 12, da? Hai să fie și noi date probleme. 10 copii culeg câte 12 narcise. Da? De 12 narcise. Oferă 10 buchete, a câte 7 narcise. Se pot împărți narcisele rămase în mod egal? Narcisele rămase. Se pot împărți. Mi-am dat seama cum să o fac. În mod egal. Mai întâi se face 10 ori 12. De ce? Fiindcă asta se numește narcise în total. Exact. Fiecare copil culege câte 12 și atunci vrem să aflăm numărul total de narcise, da? Deci prima operație aflăm numărul total de narcise. Adică ce facem? Ce operație facem? 10 ori 12 sau 12 ori 10. Așa. Vom face 10 ori 12. 10 înmulțit cu 12 este egal cu? Cât face 10 ori 12? 120. 120. Perfect. Asta a fost prima operație. 2. A doua e egal. 10 ori 7. De ce? Fiindcă asta este număr de narcise oferite. Exact. Aflăm numărul de narcise oferite. Și de aceea 10 ori 7. 10 ori 7 egal cu 70. Egal cu 70. Bine. 120 minus 70. Ca să aflăm câte au rămas, da? Aflăm, aflăm câte au rămas. De aceea, din 120, scădem pe 70. Da? Și egal cu 50. Întrebarea era, acestea care au rămas pot fi împărțite în mod egal? Da. Pot fi împărțite în 2 sau în 5. Exact. Și în 10. Și în 10. Dar e interesantă întrebare. Când nu spunem câte părți să împărțim în două... Se poate. Se poate. Deci răspunsul corect cum este? Se poate împărți.
Corect. Se pot împărți în... În 10, în 2 și în 5. În 10, în 2 și în 5, da? Când împărțim în 10, deci 50 împărțit la 10, cât face? 5. 5. Apoi, tot 50 când împărțim la 2, face cât? 25. 25. Și 50 când împărțim la? 5. La 5? La 10. Exact, 10. Perfect. Vezi? A fost o șmecheră aici autorul. Nu ne-a spus în cât să împărțim. A întrebat dacă se pot împărți în mod egal. Și noi trebuie să prindem toate variantele. Când împărțim în 2, câte 25, când împărțim în 5, câte 10, când împărțim în 10, câte 5. Foarte frumoasă problema, da? Altă problemă. Problema V3-168. Paul a servit prietenii cu un sfert din jumătatea bomboanelor pe care le are, rămânându-i 35 de bomboane. Câte bomboane a fost la început? Am înțeles că ai zis-o foarte repede. Paul a servit prietenii cu un sfert din jumătatea bomboanelor pe care le are, rămânându-i 35 de bomboane. Câte bomboane a avut la început? Să citesc mai rar. Tu citești foarte repede. Și eu n-am înțeles. Încă dată, mai rar, mai rar. Paul a servit prietenii cu un sfert din jumătatea bomboanelor. Stop. Un sfert din jumătate? Da. Fratel, că aici e toată chestia. Sfert din jumătate. Da, asta e. Deci dacă noi reprezentăm dintr-un segment toate bomboanele. Deci toate le reprezentăm într-o secundă. Jumătate, facem jumătatea. Și împărțim în patru jumătate. Asta era. Și jumătatea o împărțim în patru. Da. Adică, uite așa, o împărțim în patru. Și el ce spune? Că? Îi rămân 35 de bomboane. Deci din jumătate un sfert de, da? Ia să vă vedem. Deci, mai citești odată, că acum am înțeles. Îi rămân 35 de bomboane. Deci, e luat o considerare doar atât. Atât? Deci, un sfert din bomboane, un sfert din jumătate, da, de copiilor, și rămân aici de? 35. Rămân 35 bomboane. Și aici? Hai că aici sunt într-o situație grea. Aici sunt 40 de bomboane. De ce? Fiindcă 35. Da, atenție, îi rămân 35 din toată cutia. 35 împărțit la 3, a putea să mă număr bomboanelor oferite. 35 împărțit la 3. Deci cutia e mare. Da. Prin bomboane. Da. Și din jumătate din cutie, o facem 4 și dă un sfert din ea. Și în cutia toată, au rămas 35 în cutia toată, adică ăstea și ăstea. Obține, practic, el o servit, da? Și câte optime au rămas în continuare? Șapte optimi. Deci, practic, au rămas în cutie șapte, aici sunt patru, da, optimi, nu? Patru optimi și din face câte sunt? Trei optimi. În total, ai spus foarte bine, șapte optimi, acestea, egal cu 35 de bomboane. 7 optimi înseamnă 35 de bomboane. 35 împărțit la... Numai că nu știm cât face optime. Asta e problema. Dar știu că sunt câte în total. În 35 câte optimi sunt? În 35. 7.
7. 5. Deci... Înseamnă optime. 5 înseamnă optime. Asta e. Și 5 în 8? 40 de pompoane deci, au avut la început. La început 40 de pompoane foarte tare. Deci foarte frumos naționale. Deci cum am gândit noi aici? Am zis așa. Dacă un sfert din jumătate, înseamnă că e optima. Și aici au rămas câte au rămas tot așa? În continuare au rămas cele 4. Da? 4 optimi. Și cu 3, 7. Că pe asta, o dea tot de așa copilor. Da? Și tu ai aflat că 35 înseamnă 35 împărțit la 7, că sunt 7 secvente care au rămas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și 35 de 35 de boboane care înseamnă cele 7 optime. De-aia am pățit la 7, i-am făcut două optime și tot a fost perfect. Da? Foarte tare. Deci cum ai făcut? 35, ca să înțeleg și 30 de noștri. 35 împărțit la 7, egal cu 5, egal cu o optime din boboane. Boboane. Atunci, 5 înmulțit cu 8, 5 ori 8, egal cu 40 bomboane. Da, bomboane. Problema B3, 172. Ia să vedem. Tu citești-o că prindim ștertava. De data asta mai rar. Și el mai rar, că văzut dacă știi să vede, nu înțeleg. Ce spune? Violeta a desenat un pătrat ABCD. Așa, un pătrat. Dar ce era un pătrat? Un pătrat este o formă geometrică cu patru laturi toate egale. Asta e. Asta acum. Gata, m-am prins. Deci un pătrat este figură geometrică cu patru laturi toate egale. Da. Și... interesant, dacă și toate unghiurile sunt egale, iată, așa e bine. Tu uite-te dacă, deci desenăm un pătrat, ăsta este pătratul, da? Dacă ai făcut mai mult așa, ai fost ce? Ai fost dreptul, da? Da, dreptul. A, B, C, D. Bun, ce zice? În dreptul punctului A, a scris 1. Bun. Aici, în dreptul A, scriem 1. În dreptul punctului B, a scris 2. Bine. În dreptul punctului C, a scris 3. Perfect. Continuând până la numărul 45. Hai că mulțumesc. Adică tot așa, tot da, așa. Da, tot așa. Deci 4 aici, și apoi scrie 5. 6, și așa continuu, practic rotind, rotind așa. E multe ori. Ce întreabă? Câte vectori s-a rotit? A. În ce punct a scris numărul 20? Asta e doar una dintre voi. B. În ce punct a scris cele mai multe numere? C. Care este suma numelor din punctul C? Bă, aici e complicat. Dar hai să ne concentrăm. Mai citești o dată. Violeta a desenat un pătrat ABCD. În dreptul punctului A a scris 1. În dreptul punctului B a scris 2. În dreptul punctului C a scris 3. Continuând până la numărul 45. Oare unde e 45? Mai nu se scris de 45. Deci 1, 2... 3, 4, apoi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ia să fii atent la cât. Este din 4 în 4. Dă-i din 4 în 4. Și la fel și C. Și sigur că da. Și la fel și B. La fel și B. Și la fel și A. Tot, dar sigur că da. Din 4 în 4, că sunt 4 vârfuri.
Îți subînțelegem. Acum, unde va fi 45? Adică la ce vârf va fi 45? De ce 5-ul la? Deci se află în punctul A. Dar de ce este 5-ul la? Hai să-l împărțim pe 5 la 4. 5 la 4. Rămâne 1. Merge o dată și restul? 1. Dar locul dacă îl împărțim la 4. În capăt de 2 ori. Și restul? 1. Acolo de rămâne restul 1 la A. Foarte tare. Deci când restul la împărțirea la 4 este 1. Sunt doar numele impare. Sunt impare, drept. Hai să vedem la 6 și 10 dacă îl împărțim. 6 dacă îl împărțim la 4. Încape o dată și le rămâne 2. Perfect. Da pe 10. Încape de tot de 2 ori și ne rămâne 4. Rămâne restul? A, 2. 2! Deci unde rămâne restul 2? În la B. Pe 65. Unde să scriu eu? 65? Da. Nu pățim la 4. Hai să împărțim. 65 ce împărțim? 45. 45. 45. 45. Da, 45. 45, hai. 45 împărțim la 4. Și merge 4 în 4. 4 în 4, 1. 5. Nimic. Coborăm pe 5. 4 în 5. Încape o dată și rămâne 1. Așa, poate și restul este 1. Și atunci când rămâne restul 1, unde se pune numărul respectiv? Acolo se pune. Deci când rămâne restul 1, se pune la. Deci numărul, în mod sigur, 45, se pune la. Asta e șmecheria. E trebuie acum. Unde îl pun pe 72? Pe 72, unde îl pun? Îmi pune întrebări. Lăsăm în problema de acolo. Pe 72 unde îl pune? 72 împărțit la 4. Ia vezi tu. Ca să vedem. Împărțit la 4. Și face cât? Și 4, 7. Încape o dată și rămâne 3. Deci am zis că trebuie 72. Nu, 32. 32. Ah, 32. Mai am timp făcut împărțirea, n-am terminat. 4 în 32. De 8 ori. 8 ori. 8 ori. 4, 32. Și nu rămâne nimic. Că nu rămâne nimic, ca și cum ar fi 4, 8, 12. Împărțirea se face exact. Și când împărțirea se face exact, înseamnă că îl punem la D. Deci 72, dacă ne-aș fi întrebat cineva, îl punem la D. Aici este 72. Deci notindu-ne așa, 72 îi punem acolo. Întrebarea A. În ce punct a scris numărul 20? Păi vine întrebarea dumneavoastră, tocmai am aflat, în punctul D. Perfect. Da? E perfect. Perfect. Deci, ce s-a aflat? Aici se pus afla 12, s-a aflat 16 și până va fi 20. Da? În ce punct a scris cele mai multe numere? Asta e. Încep. Dacă ați fi zis așa, vreau să scriu numerele până la 5. Unde scriu cele mai multe numere? Deci până la 5. La A. A. Pentru că fac o dată roteală, și pe urmă
începem. Așa, unde am scris până la 45 cele mai multe numere? La A. A, dar vezi cu 1 și am început cu el, cu 45. 44 s-a terminat aici la 2, s-a încheiat și când se înceapă începutul, iată, la A. Deci răspunsul corect, la A. Care, și ultima întrebare. Care este suma numerelor din punctul C? Din punctul C. Cine se află în C? 3. 7, 11. Adică să-ți vreau să capăt suma este egal cu 3 plus 7 plus 11 plus 15. Plus 15, sigur că da. Plus următorul. 19 plus 23 perfect, plus 27 plus 31 plus 35 corect. Plus 39 plus 43 atât? Da, atât. Categoric 44 și 45 este aici. Deci 44 este aici și 45 este acolo. Cum fac suma asta? 3 plus 7 așa. 11 plus 19, 23 plus 27, 31 plus 39. Așa, foarte tare zis. 3 plus 7 și făcut 10. Da? 3 plus 7 și făcut 10, da? Apoi. 11 plus 19. Da. Și fac cât 11 plus 19? 30. 30. Apoi. 23 plus 27. Și facem cât aici? 50. 31 plus 39. Da. 70. Da. Și ce a rămas nefolosit? Cine mi-a rămas mie nefolosit? 15. 15 e folosit. Hai să vedem. Și 35. Deci 15 e nefolosit. Nefolosit 15, subliniez. Și încă... Și 35 și 43. Și 35 și 43. Și atunci cât ar face suma asta? Hai să vedem. Ar face o 10 aici, da? Da. Apoi plus 30. Plus 50. Plus 70. Da. Plus 15. Plus 15. Plus 35. Da. Plus 43. Și egal. 15 plus 35 fac 50. 15 plus 35 fac 50. Și am rămas 43. Și acum hai să adunăm 10-le astea repede. 50 plus 50, 100. Da. 70 plus 30, 100. Da. 110. Deci face 110. Plus 43, 153. Face 110. Suma numele la din punctul C este 153. Așa ar fi răspunsul. Da? Deci, hai să mai facem încă o dată suma asta, că mi-a plăcut foarte tare, cum ai văzut tu. Ai făcut grupări acelea cu 10-le, da? Foarte tare. Deci, 3 plus 7 plus 11 plus 15 plus 19 plus 23 plus 27 plus 31 plus 35 plus 39 plus 43. Ei, dar dacă ai fi început așa? 3 și cu 43 cât fac? 46. Apoi, 7 și cu 39? 46. 46. 11 și cu 35? 46. 15 și cu 31? 46. Da, 46. 19 și cu 27? 46. Și ai fi spus? De câte ori 46 întâlnit? De 4 ori. 46. 1, 2, 3, 4, 5 ori. Care 5 ori? 46 ori 5. Deci 46 ori 5. Ori 5. Plus 23. Ia să vedem dacă dai același rezultat. 6 ori 5, 30. Da. 4 ori 5, 20.
Deci 4, 5, 20. Plus 3. Da? 23. 230. Și plus 23. Plus 23. Și 230 plus 23 face 200. A, 200. Da, 200. Aici am greșit puțin. Am greșit noi. De aceea trebuie să facem calculul. Ia mai vedem o dată. Unde am greșit data trecută? 50 cu 50 e 100, da? Da. 70 cu 30 e 100. Și dacă adăugăm și 10, 110. Deci 210 e corect. Nu 110, vezi? Aha. Și cu 20 și cu 43, 253. 253. Acum am făcut... Spune că am putea spune 110 plus 100. Da? Am făcut-o repede. Și 253 este rezultatul corect. Ce bine că ne-am gândit să facem o altă verificare. Dar nu mi-a plăcut foarte tare. Adică primul plus ultimul. Da? Al doilea... Toate acestea dau același număr. Dau același număr. Foarte tare la suma asta. Vrei să mai calculăm o altă sumă? Suma numărilor din... Vrei, o, acum... Vrei altă altă problemă, da? Da. Problema V3, 176. V3, 176. Îmi place foarte tare, azi vin pregătită. Deci vin cu probleme, așa îmi place foarte. De fapt, dar așa am vorbit trecut. Vin cu probleme frumoase, din gazete, ca să ne punem mintea la treabă, da? Deci, V3... V3, 176. 176. Ei, se vede asta. Un sfert. Tu când citești, eu știu tata. Un sfert din numărul torturilor pregătite în laboratorul de confetării s-au vândut dimineața. Jumătate din cât au rămas s-au vândut după amiază, iar ultimele 9 torturi au fost livrate unui restaurant. Câte torturi au fost pregătite? Nu am înțeles. Știi, eu înțeleg mai greu. Da, trebuie să mă concentrez. Ia să te citești și după aia. Un sfert din numărul torturilor pregătite în laboratorul unei confetării s-au vândut dimineața. Stop, stop. Un sfert din câte sunt, da? Deci ce o să facem? O să facem un desen. Acum din... Da? Deci o facem un desen, o linuță, da? Și... Sau un cer complet. Dar eu zic pe segment să facem. Deci, pe un segment, reprezentăm toate torturile. Atât a fost, toate torturile. Un sfert. Stop, un sfert. Ce fac ca să văd un sfert? În parte? În parte. În parte. Și... O doime și încă o dată. Da. Mă rog, mai se vede. Da, un sfert, adică o pătrime. Adică asta. Asta de aici, da? Asta de aici. Atâta. S-a văzut? Este luat în considerare. Dimineața. Deci e dimineață. Dimineața, un sfert. Perfect. Urmărim. Acum încep să o gândim. În sfert dimineață. Jumătate din câte au rămas. Jumătate din câte au rămas. Deci facem alt segment. Nu, asta a rămas. Același. Dar cum fac jumătate asta? Împart un sfert în două. Asta-i. Deci aici e jumătatea întregului ăsta? Da. Adică, parcă au fost fiecare împărțit în două. Și noi câte să luăm de astea? Trei, nu? Da. Trei. Astea au fost după amiază, da? Da. Deci, după masă. Iar ultimele 9 torturi au fost livrate unui restaurant. Deci ne-am prins, poate cu ultimele 9 torturi. 9 împărțit la 3. Aici? Da. Aici? Deci 3 e spus așa. Fiindcă astea sunt ultimele care au fost împărțite. Nu. 3 o... Trei, 9.
Aici e 9, corect. Și asta înseamnă că fiecare îi ține 3. Continui cu 3. Și aici cum să faci? Tot? Deci așa a fost întâi. Așa a fost întâi. Păi te împarte. Și câte sunt aici? Păi nu fiecare sfert a fost împărțit. 6! Deci a fost în două și ăsta, da? Da, 6! Foarte tare, 6 sunt. Dar de acord, deci ăsta este împărțit în două și tot 3 va fi. Și atunci câte sunt în total? 9 și cu 6, 15 și plus celălalt 9, 24 de tortură au fost la început. Așa? Deci 9 și cu 6? 9 și cu 6? Deci ai zis 9 și cu 9, 18 și cu 6? 18 cu 6, 24. Foarte bine. Da? Deci total înseamnă 9 plus 9 plus 6 egal cu 24. Sau altfel spus, câte segmente de stămicuțe sunt? Fiindcă sfertul, fiecare sfert... 3. Exact! Fiecare sfert a însemnat, fiecare sfert a fost împărțit în două. Și înseamnă că am ajuns la optim. Ăsta a fost motivul. Și noi am aflat optime aici. Deci asta reprezintă o singură optime. Și acum 3 ori 8, nu? Total, 3 ori 8, egal cu 24. Puteam face și așa. Într-un sfert sunt câte? Într-un sfert sunt 4 sferturi și fiecare împărțit în două. Într-un întreg sunt 4 sferturi. Da, într-un întreg sunt 4 sferturi. Mi se părcate sunt într-un sfert, sunt 4 sferturi. Am și eu, dar am dreptate. Și îmi pare foarte bine că tu ești atentă la fiecare exprimare și am pronunțat prost. La zi, într-un sfert sunt 4 sferturi. Într-un întreg sunt 4 sferturi. Iar fiecare sfert este împărțit în două. Așa încât întregul este, de fapt, de 8 optime. Da? Și noi am aflat o singură optime și atunci 3 ori 24. Asta o să ne bage puțin în curcătură. Problema V3, 179. La o petrecere se întâlnesc 8 prieteni. Fiecare dă mâna cu fiecare. Cât de strânge de mână sunt. Dar dacă ar fi 15 prieteni, 20 de prieteni. Deci la o prietenă, la o... petrecere, se întâlnesc 8 prieteni. 8. Nu? Hai să mă vedem pe curioasă, așa cum ar fi mai 5 prieteni. Pentru început, da? 1, 2, 3, 4, 5 prieteni. Mai 5. Facem pentru un număr mai mic. Fiecare dă mâna cu fiecare. Așa că o rămân strânge de mâna. Asta vedem. Deci 1, 5, 4, 5 cu 3, 5 cu 2. Așa. 5 cu 1 cu 5. Dar nu, 1 cu 5 odată. 1 cu 5 odată. Că 5 cu 1. Da? Să luăm mai puțin chiar. Numai cu 3 prieteni. Ok, 3. Dacă noi luăm mai puțin, ne vine mai ușor să figurăm, să ne dăm seama. Deci, sunt 3 prieteni. Și 3 dă cu 2 și la fel și cu 1. Corect. Și unul mai dă și cu 2. Așa. Câte... Deci, ai zis 3 dă cu 2 și se cu 1. Și 1 mai dă cu 2. Deci, în total, aici cât ar fi? 3 strângeri de mână. Deci, aici noi și 3. Stai să vedem. Să vedem dacă este așa. Acum
Acum să luăm cazul care ar fi... 5. Nu, 4. Ușor mergem, ușor, ca să ne prindem. Da? Deci sunt 1, 2, 3 prieteni și al 4-lea. Și vedem câte strângeri de mâine trebuie să dăm. Așa. Deci dată 3. Față sunt o dată 3. 4 strângeri de mâini. De ce? 3. 3. Eu cu ceilalți care au rămas, da? Da. 3. 2 cu 3. Da. 1 cu 2. Da. Deci m-am văzut așa. Și 1 cu 2. 1 cu 2. Și 1 cu 3. A, da. Adică ce-a fost înainte? Înainte la 3 erau 3 de așa. Deci ele se păstrează și se mai adaugă. Încă 3. Încă 3. 6 strângeri de mână. Deci au fost cele dinainte, 3. Plus 1 mai puțin decât al 4-lea. Plus încă 3. Plus încă 3, pentru că al 4-lea iar pe cei 3 din față. Da? Facă total câte? 6 strângeri de mână. Dar dacă sunt 5, 1, 2, 3, 4 și 5. Acum, numai ăștia câte făceau? Numai ăștia ar fi ei. 6. Erau 6. La care adăugăm? 2, 3, 4. 10 strângeri de mână ar fi fost la 5 prieteni. Deci ar fi fost cele 6 de înainte, cât făceau între ei ăștia. Da. Plus, încă... 5 cu ceilalți din față, cu cei 4, plus 4, și fac 10 strângeri de mână. Dacă ar fi fost 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ăștia între ei fac câte? 10. 10. Plus 1, 2, 3, 4, 5. Deci. 15. Deci, în total, 10 și cu 5, 10 plus 5, și egal cu 15 strângeri de mână. Și acum 7. Deci când sunt 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ăștia înainte știu câte au făcut. 15 plus 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci 15. De deci 15 plus 15 plus 6, da? Și egal cu 21 de strângeri. Ne-ai zis, urma să credeam că în total la 8 sunt doar 16 strângeri de mână. Vezi? Până am cele mai bine. Dar acum, tu ai descoperit ce s-a întâmplat și cu mine? Eu nu știam deloc cât de mai gândită eventual acasă la problemă. Și fiindcă, hai să le spun prietenului să șmecherii. Șmecherii mă stă așa, când te afli într-o situație grea, e un număr mai mic, ca să-ți dai seama. Pleci la un număr mai mic de persoane. Eu dacă mă duceam la loc deodată, puteam să greșesc și eu. Dar acum, hai să vedem la loc câte o să fie. 4, 5, 6, 7, 8. Așa. Ăștia de față. Fac 21. 1. Plus 7 egal 28 strângeri de mână. 28 de strângeri de mână. Ați scris intenționat mare. Da. Trebuie să spun că sunt foarte, foarte încântat de toată povestea asta, pentru că am început să descopăr șmecheria de formare. Deci, practic, când au fost 4, am avut 6. Parcă am adunat cu 1 și cu 2 și cu 3. Iar uite ce faci. 1 plus 2 plus 3
fac 6. Deci când au fost doar 4 oameni prezenți, le-au dat 6. Când au fost 5, le-am adunat peste numerele din față. 1 plus 2 plus 3 plus 4, care face 10. Când au fost 6, am adunat pe toți din față, toate numerele din față. La 8 am adunat pe 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Ia să vedem ce face. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Pe un sărătate la 1. 1 plus 7 face 8. 2 plus 6 face 8. 3 plus 5 face 8. 3 ori 8, 24. Și cu 4 ăsta care e 4, deci face 28. Foarte tare! Când sunt 20 de oameni, câte strângeri de mână? Sunt 20. Îi suma până unde? La 20. Deci, hai să vedem. Pentru 20 de oameni, 20 de prieteni, a, pentru 20 prieteni, cât înseamnă? Până unde am făcut la lui? Până unde? La 19. Asta. Deci e vorba de adunat numele 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus multe puncte până la 19. Și știi tu cât face suma asta? Până la 19. Problema asta o să o dau și la clasa a 5-a. Să vedeți să prinde toate. Foarte frumoasă problema. Deci când adunăm până la... Așa... Facem 20. 2 și pe ăsta din față cu 18. 20. 20. 20. Câți de-a de 20 sunt? Câte echipe de 20? Câte echipe de 20? Facem aici? 12. Așa. Ce facem practic? 17. Așa. 4 plus 16. Da. 5 plus 16. Da. 4 plus... Nu, 6. 6. 6 plus... 14. Da. 7 plus 13. 8 plus 12. 9 cu 12. Și a rămas 10. Asta e. De fapt, e numărat aici. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus... Sunt 9 echipe. De câte... Da? 9 de câte 20. Da? 9 sunt. Deci, tot da. 9 ori 20 plus 8, 10. Adică 180. Da, 180. Plus 10. 10, 190. 190 de strângeri de mână. Deci 190 wow. De strângeri. Deci cei 20 de prieteni, când strâng mâna, fiecare cu tot ceilalți, înseamnă 180 de, 190 de strângeri de mână. Mai frumos! Dar dacă ar fi fost 40